De câteva zile, un deal aflat în spatele caselor a început să lunece. Viața oamenilor este pusă în pericol și asta pentru că sutele de tone de pământ se îndreaptă foarte repede către imobilele lor. Localnicii sunt disperați, neștiind cum să lupte cu forța amenințătoare a naturii. Acum ce am fi ursați? Dacă Dumnezeu vrea să ne acoperi, ne acoperi. Dacă vrea să ne lași, ne lasă. Și Dumnezeu e mare cu noi. Altceva, noi nu avem altă putere. Aici sunt mii și milioane de metri cub de pământ, în care ar putea, într-o fracțiune de secundă, să ne vină, să ne smulgă cu tot, cu case și cu totul ce avem noi. Unii localnici nu au dormit toată noaptea, de teamă ca mocirla să nu ia cu tot, cu case la vale. Distanța între case și malul care vine spre case e aproximativ 50 de metri. Oricând poate să vină să ne ia și noaptea, într-o noapte, care nu, bineînțeles că noi nu o să dormim, că nu putem, n-avem cum să dormim, suntem foarte îngrijorați. Am stat, am urmărit toată noaptea, n-am dormit deloc, ca să, în caz de ceva, să pot să anunț vecinii să putem fugi. Primarul spune că această situație nu ar fi existat dacă guvernanții ar fi dat banii ceruți pentru construcția unui zid de rezistență. Proiectul a fost foarte bine întocmit de specialiști. Cei sunt specialiști, au făcut studii geologice. S-a făcut un proiect foarte bun, dacă reușeam să-l ducem la deplinire sau cel puțin jumătate, să fi reușit să facem zidul de sprijin și drenul central, nu am mai fi avut acum dumneavoastră, nu mai erați aici nici eu. Cei care au cercetat zona în care au avut loc alunecările spun că o ploaie ar fi fatală în acest moment. Urgența principală este finanțarea și construirea de urgență a blocului de beton, zidului de sprijin pentru a preîntâmpina deplasarea acestui masiv de pământ pe locuințe. La fața locului a sosit și prefectul Liviu Andrei, care promite că astăzi va transmite către guvern o petiție prin care se solicită bani pentru construcția zidului protector. Acolo nu se mai poate trăi decât dacă acel zid de sprijin va fi făcut și canalele respective care să asigure buna locuință în zonă. Pentru asta noi ne facem datoria și misiunea noastră să întocmim documentația respectivă, să o trimitem către guvern. Edilul Comunei Negomir a declarat că în cazul în care se va întâmpla o nenorocire, primăria nu are fonduri pentru a face față situației.